N-am ajuns în spital, o născut în mașină în parcare. Ei, doctorul pălit, o pălit, ioc, nică, sora medicală, o luat o răb de un ștergărel, în minte, știi, o strâns o -șa de piept și când o tras-o la fugă, eu, eu, nu putem ajunge. Șamuia vorbesc și nu-mi dau seama, știi, că o trecut 8 minute și 49 de secunde și năstiușa mea a dat, o dat răsflare. Investiții pasive cu randament bun în Moldova? Da, se poate. Adică, eu să devin investitor? Da, se poate. Și să păstrez banii în condiții mai bune decât un depozit bancar? Da, se poate. Da, cu FAGURA se poate. FAGURA, prima platformă de finanțare participativă din Moldova. Andrei, e 12 ani ești în Marea Britanie. Asta e mult. Bine, cineva zic că ei, hey, nu e mult. Mie mi, -mi se pare eu patru să aici și de așa m-am înrădăcinat. Da, păi tu. Și vreau să o luăm de la început. Eu despre tine practic nu cunosc nimic și asta a fost intenționat. Pentru că oamenii care îmi sunt recomandați să-i invit la podcast, eu mă străduiesc minim informații să cunosc despre ei, pentru ca să pot aici să ne cunoaștem. Așa că bine ai venit pe canapia mea. Da, bună ziua, mersi frumos. Andrei, de ce ai plecat din Moldova? Dacă cinstit, au mai fost tentative să plec din Moldova, deși am fost plecat, am fost în Italia, dar am stat un an de zile și am revenit înapoi. napoi. Uh -huh. A revenit înapoi, cred că să îmi fac cunoștință cu nevasta mea, <laughs> că n-am înțeles până la urmă, deși e primit așa că am avut niște planuri, uraganuri. <laughs> mm. Și m-am întors înapoi așa, știi cum vorba și te dus, bă, și ai venit vacă, știi? Și, 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 am venit înapoi și zic, de să-mi construiesc viitorul la noi, Republica Moldova, am amblat să-mi cap de lucru, asta e așa, am, am revenit până la urmă la, la o companie, adică la companie lui moșul meu, mm -hmm. da, de construcții, toată viața mea în stroică, mm -hmm și am lucrat la dânsul, am lucrat cât șapte-opt ani am lucrat, am și devenit și șef de șantier după o perioadă și după aia la un moment dat în anii 2000-2009 zice lumea că a fost o criză oricare, știi, dar într-adevăr s-au schimbat niște lucruri, că stăteam și pe acasă, nu avem relațiile cu clienții, s-au mai terminat un pic, asta e și

să zicem, ca să vină în coace în Marea Britanie și am, am ajuns la ceea că nu, era nicio problemă, nu am zis că Andrușa vine, face, tot bine. Și, uite, pe data de 21 mai, în 2011, Andrușa a zburat la Londra. Wow! Am aterizat așa de tare, că zic, doamne, zic, dacă e tot timpul este așa cum e și... Deși ne-i place nouros și ploios, știi, timpul, Zic, e super, mi-a plăcut, știi, asta e. Nu ești din categoria oamenilor care când plouă au depresie, Uau, se simtă... nu, 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 eu eu de asta care chiar să ies pe ploaie și să mărși și să încă, știi, deci mm. să vrezi liniștea asta și ploița asta și vântul și ala și tot, 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 tot știi, adică e ceva, deși de mic, copil, avem câteodată, părere pentru mine, niciodată, dar avem, avem așa situație că iubim, chiar încuiem ușa și prietenii mei bătem ușa și eu nu deschidem. Pur și simplu vrem să stau singur, știi? Uh -huh. Adică să savurez... Să înțeleg că da, ești da. așa mai introvert. Cred că da, cred uh -huh. că. Am ajuns în Anglia, am plecat, am mai stat puțin, da, by the way, am venit la nașa mea, care vreau să-i mulțumesc că am avut un sprijin. Și asta e foarte important când vii și cineva te întâlnește ca acasă, știi, frumos, te primești, duci la un loc călduț. Te simți altfel. Chiar, da, le mulțumesc frumos pentru ajutor, pentru sprijin. Și după aia am încet ușor m-am început a încadra în, în viața de Anglia. Um ajungem la Anglia, dar vreau să ne întoarcem o că înapoi. Ai spus tu că tu plecasei și în Italia. Plecările tale erau cu scop de a te regăsi sau totuși aveau un scop de, din greutate? Ai plecat pentru că nu erau posibilități, că înțelegeai că trebuie ceva mai mult? Sau curiozitatea te-a dus prima dată, da? în, să zicem, primul touch a tău cu peste hotarele, a fost plecarea ta în Italia? Dacă știți, cred că a fost mai mult curiozitate, deși erau vremurile la noi un pic, astea, mm -hmm. mai, mai grele. Eu atunci eram la Academie de Studii Economice. Da, eu ce am mai făcut ca la satul în anul 2 mm -hmm. și pentru să zicem, visurile mele să cumpă cumpăr un mașinic frumos acolo, nu știu ce, de genul ăsta, zic, zic da mă duc, zic, lasă totul să se dar eu mă duc și să fac ruble. Da, da, da. <laughs> și de genul ăsta. Dar, bine, că am fost acolo și mai ales am fost într-o regi într regiune la nord, mm -hmm. lângă Veneția, orașul Cunelianu. Eu am trăit în Pordenone, dar fiecare provincie a Italiei, deci la legile de bază mai au careva sub punctele lor și oraș care am fost eu, anume cu imigrația, da, era foarte strict. De ce? Eu, eu am fost arestat deci de mm. domnii carab Carabinieri și pe stradă. Pe stradă, da, că, bine că nu avem acte, știi? Tu te ai dus? M-am dus așa. Cum te ai dus? Cu, cu o viză de asta, așa mai fals, Falsă. mai asta și da, așa am așa fost... se ducea atunci. Păi atât se ducea așa, da, așa era așa duceau. atunci chestiile. De un pumn de bani. Câte zile ai mers până în Italia? Nu, dar eu, da, eu știi cum am venit? Eu am venit cu rutier ca niște sportivi. Și am ne aduc aminte când am trecut vama la frații noștri români, era o doamnă, deși avea 60 și ceva de ani, și domnul Vamist se uită așa și se în fund și zice, da, tale, mă ating, nu te duci la sport, eu nu știu unde te duci, tu știi. Am mers, adică tot a fost, n-am mers pe sub apă, pe trenuri, pe sub trenuri. adică am mers așa, tot ok a fost, știi, uh -huh. și... Da, bine, că nu ne-am mers, că au fost foarte strict cu actele. Tot timp uh -huh. trebuie să mă ascund, tot timp, tot, tot timp am fost limitat să ies undeva în oraș, adică, știi... Și când am fost prins, a doua oară când am fost prins, <coughs> <coughs> domnul polițist mi-a zis că chiar, că ai fost urmărit o lună de zile. Da, dar să și răscuzat după aia că mi-a zis că noi te-am bănuit cu cineva, că te-am urmărit o lună de zile, mi-a mi li se păreu că am ceva eu de făcut acolo, ori fac, știi, a, că te ocupai cu chestii da, da, mai da, da da da, ele. da, 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 bine, că eu mă ducem la muncă și veneam acasă, știi? Și, deși am stat și o perioadă acasă, că nu era de muncă, știi? Și te-au te luat la poliție. Nu, ca, eu când aud istorii de astea, eu prima jură să întreb. Ce sunt eu om care, eu n-am avut așa experiență și sper niciodată să nu am. Și cum ce sunt că așa? Pe stradă, bongiorno, bongiorno, da? Te-au luat și te dus. Păi, Mi se pare că se duce lumea în gata. Adică, efectiv, ți se pare că viața ta s-a împărțit numai așa. Până la și, și după. Asta și e chestia, știi, când tu te scoli dimineața în zor și te duci la muncă și vii înapoi și știi că ei muncești cinstit și până la urmă îți mai spune că ai fost urmărit o lună de zile, nu știi și știi, îți dai întrebare. Eu, pe urmă, deși am fost de deținut câteva zile pentru asta, mm -hmm. Pentru că a fost ilegal. După asta eu mi-am dat întrebarea, zic, Andrușa, și cu chestia asta, zic, trebuie tre să stăm pe închisori, să se... a luat frumos bagajul și am plecat acasă, știi, zic, am acasă treabă de făcut. Bine, m-am reîntors acasă, după Italia, și după aia m-am absolvit, m-am dus la Universitatea Tehnică. Mm -hmm. Zic, da să fac Academia, știi cum, ai lăsat-o în anul 2, de-am să te duci înapoi, colegii au plecat, te s-au aranjat, tu, dar nu interesant. Și zic, m-am dus la facultate, asta eam, și, și drept că la cu frecvență redusă, mm -hmm. și, și în, în domeniu și învățam. Da, că m-am aranjat la un moș eu la companie, care avea companie, și munceam. Era foarte bine, sincer să spun, în anii 2006-2005. La construcție. Da, câștigam bine. Uh -huh. Bine că eu eram... Deși eu în anii de liceu munceam ca... În timpul vacanței mă duceam, știi, și salut, bună ziua, vreau să vă ajut cu ceva, știi, un pic ca să nu pierd timpul, munceam la, cu muncitorii în rând, știi? bine după asta, dacă eram la facultate, am stăteam, lucram ca un fel de să zicem, cum se zice la noi, prorab. Da. da, șef de șantier șef sau de șan cum. Da, Aș... bine că prorabul e de la început, după asta dividem. bine că e și -i șef de șantier, da. Am o să mai schimbat un pic definițiile, știi, dar uh -huh. și după asta lucram ca șef de șantier. Avem uh -huh. Aveam șantierul meu, aveam oameni, trebuie să am grijă toți materiale, răspundeai de lucrători, răspundeai de, de lucrarea ta care o aveai. Era în Chișinău? Lucrați în Chișinău sau a, în afara în, în mare parte am lucrat în afara Chișinăului. Care din, poți să spui, măcar o clădire pe care ai pus mâna, care e munca ta și de care te mândrești? Deci, noi am făcut, deci, facem mai multe re, renovări, de, reparam renovări, mm. deci nu construim edificii de la talpă, știi? Uh -huh. În Raiuane Republica Moldova am fost și la hul la rezina, la soroc, la droche. Deci, apropo, la soroc, am întâlnit Conștiință cu dumneavoastră, de asta, după aia când venisem uh -huh. din Italia. Știi? De asta și mi dădem întrebarea drumul meu. Nu, nu a fost degeaba să vin înapoi. te a chemat? Da, da. <laughs> a fost interesant, dar Am avut, deși asta a fost primul meu șantier la soroc. Uh -huh. Da, primul uh -huh. șantier la Soroca. Uh, uh, bine, că eram și tânăr, îți dai seama, avem 22 de ani. Uh -huh. Când te prezintă în fața la <coughs> oameni mai în vârstă, cu mult, cu, uh -huh. pe, după umele lor a trecut prin viață, cu Moscova, cu asta, asta e șeful vostru, bună ziua. Ce grăiești, uh -huh. mă uitam, zic ca să mă mănânci și că știi? Așa fost. Unia <laughs> am venit. Da, așa și -a fost. Mi-era <laughs> greu. Da? Dacă sincer să spun, am avut când și m-am bătut cu lucrători. Uh -huh. Cred că din experiență, știi, că da. să duci un tra... o, să ai o, o discuție comunicare. cu comunicare, știi? Mi se părea că tăți așa, știi, adică... Dar bine, că după asta, după ani ne-am dat seama, deci există comunicarea asta, deci... Da, nu ne naștem cu capacități perfecte păi sigur, de comunicare, da, sigur. nu știm să o ordonăm anumite situații de conflict și iarăși, știi cum, hai să recunoaștem generația oamenilor care am, pe amu au 30, 40, 50, el era așa, biot, știi cum? Da, 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 da. Bate și tu înapoi, nu răspundi. Nu prea se spunea despre comunicați, orice conflict se poate rezolva prin comunicare, dacă omul nu te aude, mai bine oprește-te, lasă-l să liniștească. Da, da, Atunci era, dăm în bot și gata și se rezolvă <laughs> întrebarea. <laughs> păi, da, asta și este, că cu timpul te înveți, de exemplu, acum ne-am știu, ne știu și că deci, mâna cei de oameni care o ai, care asta sunt ca membrii tăi, familie, deci tu cu dânsă trebuie să fii foarte prietenos. Până la urmă, nu, nu ești tu șef mare dacă ești, nu -ți, știi, nu te ajut și nu, ești, rămâi singur. Cot la cot trebuie păi să Echipa. Astea. Păi și după asta am mai învățat și eu de la ăștia maturi, de la, să zicem, de la alți directori, de la alți șefi, tehnicile, cum a condus și mm -hmm. da, o, 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 o comunitate de oameni, deci o, un șantier, un asta. Oricum, nu e nimic greu, dar, trebuie, trebuie să, să le înveți să știi deci, mm -hmm. comportamentul cu oamenii. Deci asta e foarte important. Știi. Și Iaca, ja, ca te-ai cunoscut cu Ecaterina. Da. Iarăși, știi, nici nu m-am gândit niciodată că iarăși fac drumul și la înapoi acasă. Când am venit prima dată la Soroca, eram... <coughs> Dacă n-am fost mult timp acasă, după Italia, am mai fost cu prieteni și asta și nopți, Flăcăi, de, dornite, asta și eram așa de obosit. Mă știu că eu contractele și duci pe contracte la oameni, genul ăsta. În blanc, cu niște foi în mână, mă închedicam. El lucra la o, o clădire de alături care tot era sponsorizată de americani. Noi tot facem un obiect care este sponsorizat de americani. Și am avut nevoie de să fac niște copii la niște contracte și întrând chiar în sală la recepție, m-am închidicat și mai n-am căzut jos, știi? Și, deși mă simțeam foarte obosit. Și după asta eu s uitat la mine și zic că e tot ok să ajut cu ceva bine. Și am, am intrat în discuții și după aia, încet ușor, încet ușor, dar bine că eu băiat de la Chișinău, aveam eu la Chișinău acolo tot și interesant. Nu, avem planuri filosofică de genul, dar uite cum viața te aduce în locurile unde, cum s-ar zice și bujica, îți dă acolo unde îți trebuie, nu unde cum vrei tu și da. îmbli. Da, da, da. Da, așa am, am făcut cunoștință, în știșor, e, e o plecat și ea după ce a făcut o, o lucrat cu un schimb de experiență acolo a făcut, după aia au plecat la Chișinău, și s-au început relațiile mai serioase, deci mai, mai frumoase. Și atât, voi v-ați căsătorit din câte eu așa am reușit un pic cu Ecaterina să vorbesc. Ecaterina, îți dăm un mare salut și vreau să vă spun că Ecaterina are niște mâini de aur. Ati, pernuțele acestea care le vedeți la noi în podcast da. sunt făcute de Ecaterina. Și eu mă mândresc la noi aici. Foarte multe lucruri sunt care sunt făcute de mânuțele moldovenilor noștri. Vă ați întemeiat o familie și au apărut copiii la voi în viața voastră? Sau copilașii au apărut deja aici, în Marea Britanie? Că eu chiar nu cunosc. Copilașii au apărut aici. A, așa, deci voi ați fost în doi. Da. În momentul când tu ai plecat în Marea Britanie. Eu am venit, deci, singur, mm -hmm. la moment. Am stat un an, aproape doi ani. Deci au fost tentativă cu vizele să le facem, mi-au refuzat odată. Mm -hmm. După aia am încercat, După aia Cătărina i-a da dat viză pe șase luni. Pleca să și făcea studiile tot mm -hmm. la universitate. Și după aia au terminat universitatea cu bine și ne-am re reunit în, în, în Londra aici. Dar tu când ai venit în Marea Britanie ai venit legal? Da. Ai venit cu toate actele în regulă? Aveam, păi, în timpul celea trebuie să ai pașaport românesc. Și era suficient. Și era suficient, da. Uh -huh. Uh -huh. Dacă îți povestesc că mai departe, cum cu, mi-am făcut actele, nimeni nu mă crede. Că în, deci dacă știi, dau să mă știi în țara asta, primul, toți care vin, primul lucru care își fac, își fac Nino. National Insurance Number. Da. da. M-am dus și eu la interviu, zic că să-mi fac și eu pentru, pentru muncă, pentru să Da, este cumva primul moment legal. Da. Mm -hmm. Deși am lucrat, am muncit fără dânsul, dar, să zicem, patronul trebuie să plătească la stat 30% bine, din, pentru un wow. anumite impozite. Da. Și după aia, când am fost la... m-a refuzat, a doua oară am fost... Planino La, da, la interviu? Da, în 2000, 2012. 2012. Am fost refuzat. Dacă îți spun ce sit, câte ori am fost refuzat, n-ai scris. 36 de ori. Nimeni cred că în Anglia nu a fost atât de ori. Sincer, spun, la am Nino? Fost, am așa un teanc de acasă, care de refuz, de refuz. Și nimeni nu îți dă nicio explicație. La a fost refuzat undeva... 36 de, de ori. Asta e pur și vă record. Eu n-am auzit niciodată așa ceva. Da... Dar apoi mă am avut 40, de ori, dintre care vreo 5-6, eu nu m-am dus, mă rog, avem, poate eram ocupat cu munca, cu chestii și... Dar tu nu te dădeai bătut, tu continuai... Păi că... stai seama, 36 de ori, eu tot mă... Deci... Iar mă refuzau, eu iar îmi făceam appointment, iar mă refuzam, iar îmi făceam, adică tot timpul eram în chestia asta. Mă refuz, mă duc. Mă refuz, iarăși mă duc, știi? N-am idei de ce. Îi întrebam pe toți, știi? Deci, care-i treaba și nimeni nu dă nicio explicație. Dacă cinstit, oricum, mie, deci, și Ecaterinii, practic, să zic, tot cam nu se dă greu, știi? Deci, nu că greu, dar în sens că e ca așa să primești, că au avut și e treabă cu National Insurance. Ei i-au dat când au venit, deci, tot ok, Înt după un an de zile, el a fost cancelat fără ca să ne anunțe pe noi. Noi am o trebuit la a doua naștere să prezentăm iarăși la GP niște acte și îi prezentăm scrisoarea cu nașul insurance number. Și ăștia zic că, da, e nu are. Zic, Cum nu are? Dar păi zic că nu există așa ceva. Am dat un telefon și zic că, da, el a fost cancelat. Wow. Iarăși, știi, nici, 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 un motiv. Nimeni nu trebuie să scrisori, mă m să suni, băi băiat, ca așa, 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 știi, uite. Pur și simplu o cancelat, știi? Mm, aveți voi ceva cu... Asta îți spun, <laughs> într-adevăr, că tot mi se dă greu aici, din punctul ăsta de vedere. Și am încercat așa ia, știi, Eu nu știu de ce, băi, dar oricum, noi mergem înainte. Da, ceva este o experiență pe care trebuie să o învățați sau o lecție pe care trebuie să o luați din toată din toată chestia da, asta. Da, probabil, știi, probabil, da. Și după 36 de refuzuri, în sfârșit... Da, când l-a dat... Cât îl... timp a durat? E ca din primul aplicație, din prima aplicație până ultima? Cred că un an jumate. Doamne, așa, un ce an, de an, mult? Da, o an jumate. Păi da, îți dai seama, nu era... Nu, nu putem să achit și taxele cum trebuie, adică deci, am luat așa, știi cu... În aer. Da, da, da. Adică, mm -hmm. să, nu, parcă existam, parcă nu existam. Dar oricum s-a rezolvat. da bine, când, am, când mi au dat uh, insurance-ul, insurance number, deci ne-am întors înapoi până în perioada aceea când eu am lucrat cu 30... Da, cu... Adică, să zicem, eficient că era ilegal, practic, da? Dar se plăteau impozitul la stat pe numele meu, și mi-am întors banii, știi? Adică taxele, uh -huh. că să spun, e oricum mi le-au știi? Da. Aici e drept că venit tot grămadă, știi? Mai mășcat alea, știi? Aici sunt altfel, ia zi. Da, sigur. Apoi, asta e ideea, că atunci când îți da. restitui taxele, cu totul, e așa simțibil, simți dacă o faci cum trebuie, știi? Și tu ai lucrat, inițial te-ai dus în construcție? Da, inițial m-am dus în construcție, Bine, că am început uh, uh, iarăși, dacă am, am venit la Nașul meu, uh -huh. el activa, activa în domeniul construcției, o companie și am lucrat la el o perioadă, știi? Uh -huh. m a ajutat, am mai prins din meserie, asta e. Păi, ai ceva anume pe un profil sau erai mai multilateral așa? Deci, eram, de la început am început să-l ajut, știi? Îl ajutam, mai învățam, îl ajutam. După okay. aia am, am început să prind meserie. Deci făceam lucruri, în special uh, lucru de carpinter. ah, da. Uh -huh. Asta e... Podeaua. E job. Podeaua, da, și podul. Asta e lucru care îl făceam. Da? Bine că mare parte, mulți băieți de la noi, de la Moldova, activează în... în în construcție, în domeniul ăsta, că e, e și interesant e, să spunem, poate și mai plătit decât altele cum ar fi, poate, uh -huh. bine, că sunt multe profesii, știi? Nu poți zice că este și mai plătit, dar oricum e, e bine, bine achitat. Da, și deja de -am, am mai făcut niște cursuri care îți mai dă niște etichete. Uh -huh level 2, level 3, depinde cum tu vrei, cum, care îți trebuie. Și deja îți faci o, o, nume, știi, ca, ca lemnar, ca, ca profesional, deși de dacă ai un etichet, de oamenii, te, adică, știi cum spune nașul meu, hai să facem așa că să ne mai chemi. Da. Încep să te recomande. Încep, încep să te recomande mm -hmm. și deja lumea te cheamă, e happy, lucrez, deja numai tu să ai poftă de muncă și să vrei. Care a fost prima ta dezamăgire majoră aici în Marea Britanie? Sau cu referire la această țară? Păi bine, să zic că am avut dezamăgire mare, nu... Deși credem că o să fie tot ok, din punct de vedere a să ne aranjăm, un pic a fost la o perioadă când am fost eu singur aici știi? Mm -hmm. Deci despărțirea asta de familie, să spunem așa, bine că să-ți povestesc mai încolo și cu copiii. Copiii la noi s-au născut toți aici. Dar n-am avut dezamăgiri, pur și simplu nu era nătâng vorba asta noastră, știi? C eu stau aici și să stă acolo, știi? Și parcă te scola, te duci la muncă, dar nu era așa, știi? Când îți vii acasă, te întâlnești, se întâlnească, întâlnească nevasta, tu îți petreci timpul, mă rog. Dar... Sincer, n-am avut că Eu de obicei, unii mă duc, încerc să mă încadrez, uh -huh. știi, și să știi cum să zice. Nu, locurile ne înfrumusețau, noi înfrumusețăm locurile, uh -huh. deci, așa, în mare parte, știi. Și am avut, iarăși spun, am avut susținere, că au fost nașe, n-am fost, fost singură, și și sunt băieți care au venit sărașii de la avion deodată cu torbile în mână și în drum și unde te duci, la cine suni, limba nu știi, îți dai seama, știi? Eu am avut, am fost norocos, știi, iarăși, că, că, am stat și la dâns un pic, știi, după ce dar bine, că am, am făcut documentele, vizele, astea și Cătiușa a venit în coașa. la Andrușa. <laughs> da, Cătiușa a venit la Andrușa. Um, hai să, să ajungem în perioada când a venit partenera ta și vreau să discutăm un pic la capitolul relațiilor în general și cât e de important prezența persoanei apropiate în perioade de tranziție, da? în perioada de mutare, imigrare, că totuși procesul ăsta e unul nu ușor mai ales psihologic, că te apasă și te cum vrei. Că tu da, da. trebuie să te dai după anumite cerințe, după anumite necesități și uneori îți vine să iei lumea în cap și zici, da, dă-l încolo, nu mai trebuie nici nici, nici banii ăștia, nici nimic. Cât de important pentru tine a fost să o aduci cât mai rapid pe ea aici? Cât de mult ai depus tu efort? Pentru că asta se întâmplă că, cum ai spus și tu, în jumătate de an, asta e un termen destul de rapid sunt băieți care cum zic eu dau în cai aici ani de zile. Nu, nu jumătate de an i e e i adică, s-au făcut viza pe jumătate de an. A pe jumătate de an da. sunt cu viza, da. Dar eu venit, dacă eu am venit în 2012 și eu venit eu am venit în 2011, ea a venit în 2012 sfârșitul 2012. Mm -hmm. Deci asta, Bistun da, d -ac, d -ac, sincer mi s-a părut că patru ani au trecut. Mm. Uite Bine, pentru un bărbat, știi, mai ales, să zic personal de mine, eu să așa că, deci nu ne scot emoțiile este chiar și dacă trebuie cu cărligul de mine cât tare ni greu, eu tacă mine, știi, și asta, știi? Dar, bine, am încercat, am încercat să facem pasul ăsta. Părerea mea că când te duci undeva, trebuie să te duci în, în doi, în 3, în patru, cât e familia, știi? Deci despărțirea asta, la, pentru un moment, știi, puțin, știi, dacă se întâmplă, dă-mă rog, se întâmplă multe lucruri în viață, știi, dar oricum nu-i bine, știi? Nu-i bine că nu, nu înțelegi la timpul lor valorile familiei, valorile de... de de dragoste către nevasta ta, către copiii tăi, știi? Te trezești și zici că, băi, uite, e mare și se întoarce și iese pe ușă și tata zis și nici nu zice nică, nici la revedere, nici mulțumesc, și a plecat, știi? Că vorbesc cu mulți băieți, știi, care, să zic, și mai în vârstă de mine. Uh -huh. Da, și au diferite situații care... Îți plecați, știți, știi că au niște scopuri astea, și până la urmă se trezesc că stau în două coate pe masă și zic că am rămas singur, și așa și așa, deci da. n-am fost alături, știi? E foarte important, asta chiar le spun la mulți, știi, care, ia ca, hai ieșiți duminică la lucruri, da, știi cum, faci bani, nu -ți zic, știi, dar o duminică, două, trei, să ștergi de acolo, tu asta nu mai, nu mai poți recupera, știi? Copilul tău, de exemplu, azi zis și zic că odată, tată, hai așa, hai așa, hai așa. Pe a lăsat vadă că tu ești ocupat și el psihologic de am mă... nu mai deranjează pe tata, știi, ori pe mama, știi? Și rămâne ca o, ca o chestie, un umbră și ca o chestie care la tine e de mă... nu, nu înțelegi de mă. Pentru tine chiar însuși, pentru părinte, de a fi greu să înțelegi, să-ți înțelegi copilul tău, știi? Așa este. Adică revini la ceva normal asta, de știi? Mm -hmm. Și noi trăim ca cu asta și apoi îmi dăm întrebări. ce deci copilul meu a ajuns la 16 ani și se comportă așa și are diferite idei de este Urâte. Urâte, știi de asta. Mm -hmm. Dar iarăși, eu cred că dispăr... odată și să-i mea, familia trebuie să stai acolo. Împreună. Trebuie împreună. Împreună să treci să, să treci pe știi tot, știi? Mm -hmm și la bine și la rău și toate, toate chestiile care apar în viață. Și din momentul în care a venit Ecaterina, cum a evoluat viața voastră? Cum pas cu pas ați început? Pentru că totuși, unul e unul, da, de am când doi, mai o lecuță, altceva. Cum, -o, cum a evoluat viața voastră, viața și a ta personală, profesională, în formula în care deja nu mai erai de unul singur aici? Dacă cinstit, știi cum, a fost o perioadă când eram singur aici, știi, nu că mi a plăcut, dar m-am sănțit liber alea, știi, parcă așa, știi, dar oricum perioada asta trece și, și ai nici... Da, când a venit Caterina, am avut împlinire și care păhărielul și-a lăsat mai împlut o leac, și atunci de-am, știi, gata, de-am, am, am merge în alt fel, car, o să alt fel la deal, știi? Bine, că noi au fost o perioadă singuri, deși îți spuneam, ca să-ți spun despre copiii, noi la Moldova, îți dai am căsătorit în 2009. Așa. Până în 2011 și până în 2014 noi copiii, Ioc. Am fost împreună la cei mai buni doctori, deși am în familie o parte de cu doctoriile, cu asta, ne-am consultat cu toți. Totul e Ok. Dar coptiii nu putem să avem, știi? Uh -huh. Păi... Și, și voi, a, ați primit 2009-2014, oho! Uh -huh. Da, și nu înțelegeam... Cinci ani. Da, da, uh -huh. cinci ani fără nicio explicație, fără nimic, știi? Adică nimeni nu te dea o de umere, băi, ar trebui, ar trebui, ar trebui, dar bine că nu. Dar eu cred că ne-am dat seama care a fost chestia. Ot, o trebuie să fim și împreună și cred că am schimbat locul un pic, știi? Ne-am dus de acolo, de unde au rămas așele toate a noastră, știi, și am, venit aici împreună, știi. V-ați dat voie capul să Da, știi, uite? câteodată se spune că îți schimbi uleacă locul de unde ești și lucrurile merg altfel, adică mm -hmm. trebuie să le schimbi, știi, poate câteodată. Ei, și după asta, pașlo, păiehala, știi, mm știi, -hmm. cum să zice. De am fetiță în 2014 și s-a născut. A apărut primul copil. Wow, da, mai mare da. bucurie, cred că au mai fost. Au fost bucurie de la început, Au fost, îți povestesc, Hai. deci am fost la clinică, la Istham uh -huh. de trei ori, da, când deja era timp să nasc, am fost odată, ne o întors acasă, că să nasc peste două zile, uite, nu știu, azi nu precis, duceți-vă acasă, am fost o doua oară fix așa, dar e în durere, știi, în durere, în... Păi bine, și iar ne-am dus acasă, știi? Și în, travaliu, în travaliu, da. da. Și a treia, a treia zi, cum ar fi la o bucată de noapte, mm. da, în una, da, noi locuiam în casă trei familii, bine, toți așa, da, 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 da. Wow. Trei familii locuiam în casă, știi? Deși casa mare, știi? Eu am rămas singur acolo, nu trăiesc. Nu, no, dar, uite, asta e situația, mulți fac sharing, sharing ăsta, house sharing, Da când trăiesc câteva familii, pentru că de, de la început cumva trebuie să economisești și sunt foarte multe familii care așa locuiesc. Dacă sincer, nici nu m-am gândit la chestia cu economisitul, știi, dar nu știu cum ne-am aliniat este trei familii. Ui, dar tu înțelegi că asta așa e de rar. Și, și parcă așa trebuie și așa aș trebuie să fie, știi? Deși uh, adică mulți tot smirau, știi, cum trăiți voi. Dar uh -huh. uite, tu a fost foarte prietenoși când era vorba de gudioș, îți dai seama, era interesant. Uh -huh. La noi se câte sărbătoare. Mare. Da. Copiii noștri s-au născut practic în casa și ei. Deci a mea, noștri care au locuit, s-au născut toți în casa și ei. Deci e uh -huh. ceva, casa și ei. Nu, e dar ceva. vreau să-ți spun că asta, într-adevăr, e o raritate. Pentru că, de regulă, când trăiesc mai multe familii odată, mai devreme sau mai târziu să înșepe. Tu n-ai spălat cana și aia, că bucătăria doar e comună, corect? Da, da, da. Uh, tu n-ai spălat baia, n-ai strâns după tine, dar și ți-a fost greu să ștergi masa. Să înșep chestii de astea cum, uh, de rutină, zilnic și de regulă, Relațiile se strică. Pe urmă să înșepe. Unul faci mai mulți bani, altul faci mai puțin bani, să înșepe. Deci Conviețuirea asta în Sharing House-uri nu de fiecare dată se termină așa cum la voi. Da, da, da. Băi bine, știi, a fost un pic de asta, dar știi care e chestia? Până la urmă, e tot timpul. Deci, e chestia că chiar dacă apare un conflict, e farmic între să-l putem, da? Să-l să zicem, să-l calmăm uh -huh. da, și să înțelegem că oamenii înțelepți care-i treaba și să nu atragem atenția la toate lucruri. Că bine, i spus o vorbă, două, știi, și unul îi spare așa, unul îi spare așa. Dar au fost, a fost fain de atât că noi tăți a, am fost, știi, de genul oameni că hai să zicem așa, la mine conceptul este de omenie, știi? Omenie, asta e un lucru care... Nu îl poți compara cu bani. Și, da, și... Uh -huh cred că, da, el nu, nici nu l-au oamenii, deci el este un dar foarte, foarte bogat să-l știi. Și asta e, da, și uite, eu, da, eu locuiam tăți și la o bucată de noapte, da, eu ședem cu cărnițelul în mână și tante de la spital mi-au spus că, uite, dacă are contracții mai des din două minute, deci veniți straight away la spital. Urgent. Da. No, asta de-a un moment, adică, da. efectiv. Și eu stăteam cu cănețelul în mână, știi, și cu ceasul și calculam asta ea. Și la un moment dat, camera de alături, deci pereche și ea, ies fata și zici că Adrian, e naște. O înțeles. Da, eu înțeles că e născut prima, știi? Aaaa, da, da, da. Zici ai. că e naște. Că nu ne uităm, într-adevăr, e procesul s-a început. Că era așa un bardac în capul meu, că eu nu înțelegeam. A fost de trei ori. Care zice că încă nu? Care, care da? Care... Și bine, s-a primit așa că eu ce citit, nici nu avem mașină, știi? Era, era târziu mm -hmm. să cheme ambulanță. Deci am sunat tot lui Nana, mm -hmm. la două de noapte, undeva era. Și eu a venit repede, reacționa reacționat foarte repede, au venit,

Sunt minte, era o fetiță acolo, adică din sora medicală, tânără. Dar voi între timp ați chemat pe cineva da, la parcare? Da, barcare, da, da. Băteam că... cu cioarele uși, oara două de noapte. Îți dai seama, nu știu, unii să mă duc, pe care uși se bat, unde sunt, ce să fac. Îți dai seama, erau... Bine, să zic că în panică, poate era și în panică un pic, Da, știe, sigur. Dacă zic, îți dai seama, că nu naști femeia ta în fiecare zi, apastră, nu? Știe. și. Plus că și prima experiență, adică trebuie să fie totul... Și vorbești, eu nici nu știam nici cum de unde strac și să apuc, știi, că toți erau acolo, mă băgam și eu într-un fel să ajut, dar și să ajut, că și noi de... Știi? Aș, da. Păi și... S-a <coughs> întâmplat procesul Teoretic și... că ai primit o naștere da. soții tale. Da, era și acolo, erau și <laughs> doctori acolo, da, și... Păi s-a trezit, știi cum arată că pălesc cu palma, știi, cu știi? Ei, doctorul pălit, o pălit, ioc, nică. Nică nu, răsp nu răspunde, nu, nu, nu Și ți minte fetița asta, sora medicală, o luat-o de un ștergărel, un în minte, știi? O strâns-o așa de piept și când o tras-o la fugă, eu, eu, nu putem ajunge. Dar eu s-o dat seama și trebuie de făcut, știi? Că noi acolo și... În bine, mașină, da. în parcare. Și bine, și e s-o dus, mm -hmm. știi? S-o dus răb de asta, pe urmă a luat-o pe Caterina, pe pe el pe cărucior și am transportat-o înăuntru și de am să în sală. Când am intrat în sală, fata tatie stătea ca într-un incubator, așa știi? Da, da. Și e drept că s-au grămadit acolo vreo șapte doctori, nu medici de uh, sori medical, dar chiar doctori, știi? Da, cred că neonatologi, patologi, cineva toți, erau. Toți erau. Deci chestia că el nu răsflanc când noi am intrat în Deci e de la naștere, nu răsufla și când am intrat în e tot. Și Ecaterina stătea pe pat așa, știi, culcată și mă întreabă, tot e normal acolo? Dar eu mă întorceam cap și mă uitam și când am văzut că doctorii dau de umeri îți dai seama, eu nu răsfla. Eu nu avea nici, nici, nimic, știi, adică deci,

o dat răsflare. Wow. Că îți -mi minte că <coughs> nașa mea erau trei sori medicale, deci îți dai seama diferite nații. Una din, mm -hmm. din Ghana, una din asta și te se rugau. Erau într-o cameră în genunchi și se rugau tete. știi? A fost, știi, o scenă... Ca din film, ruptă din film, serios. te-ți acolo erau... Bun, Că era știi cum, tot a revenit la normal. amuia, de -a -mă, a, 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 da, înspre dimineață, o cazat, -o, adică o cazat, o, o pus-o în cameră acolo, unde, dacă tu știi, e cu pierdeluță și da. stau mai mulți acolo, știi? Da. Asta, deci, asta, de fapt, stai un pic, că nouă nu ne-a dat voie să vedem vă 5 zile. Că fiind fapt că s-a născut afară, în condiții de afară, eu o stat iarăși în incubator. Da. Numai eu, eu, eu mă duceam și o vedeam, știi? Mm. E Caterina, nu-i dădea voie. Deci era acolo o fermieră din, să zicem, din Indiancă, mm -hmm. o femeie bătrână, știi? Și mă cheamă și vrei să o viață? Și eu zic, da, și îmi dă de dădea voie și mă duceam și, știi? Și mm. stăteam micuț acolo, știi, cu catet la mână, asta ea, știi? Da, și... doctorii trebuiau să se asigure că ea este pregătită să stea în afara incubatorului, în da. lumea asta plină cu de toate. Da, bine, că aici, și, și hai, cred că cunoașteți că recepția aici cam e, e, rău de tot la și țin de tot dar dacă o pus mâna pe tine doctorii, nu-ți dau da. drum până și noi cu tine tot, știi, nu te rezolvă, știi. Și... și, asta e uimitor, da? da. Că la prim moment ei cumva lăsător și așa, hai, fără panică, liniștește. Da, 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 da. Dar dacă te iau, atunci gata. Păi așa cum a fost, știi că noi am fost de trei ori, știi, și eu zic, pute, nevasta să simte rău, e nu, du-te acasă fără grijă, tata și e bine, tata și bine. Deși după aia a venit șeful spitalului la noi, s-a cerut scuze că așa s-a întâmplat, că bine, evident, nu, nu i învinuiesc și pe dânsă, știi, că asta e o chestie fiziologică, știi, la orice femeie e diferit, una poate să nască și nici nu sunt, știi, în timp da. de 10 minute, dar da. una poate să stai 3 zile, știi, și să nască, știi? Da. Bine, au venit așa frumos, a vorbit cu noi, deși ne-a dat o cameră, <laughs> pentru că s-a întâmplat așa, cu uh, o cameră mare, mare, cu pat de asta, Dublu. Cu, cu dublu, dar nu și dublu, era mare, că era... Nu era, deci, matras, să zicem, dar era cu apă, știi? Deci și de ea, parcă era pe, știi, niște condiții interesante. Și bine, după aia am mai stat un pic și ne-a dat... Deși am început să spun că ne au pus într-o sală de asta, știi, cu perdeluță da. și aia, știi. Și eu deodată m-am dus și am zis că, dragi mei, așa s-a întâmplat, zic că... Dar chestia, deși am spus așa, că mie nu-mi dă de voie să stau cu Caterina, știi? Acolo, că acolo eu trebuie să o lăs și să plec acasă. Dar eu n-am vrut să o las. Eu simțeam că prin ce am trecut, știi, împreună. Și ea la prima naștere. La prima și eu să mă duc acasă, știi, și eu am zis că eu nu mă duc. Fășeți ce vreți, nu mă duc. Și ei ne-au dat o cameră unde am putut să stau. Bine că am achitat-o, știi, că ai posibilitate dacă vrei, știi. Ție cam a ta separat și stai cât vrei acolo, știi, adică... Bă, da, ca la hotel. Da, da, da. Păi și-au trecut tăi, tăi, este. Și am revenit acasă, cu ajutorul Domnului și al Da, ea ca experiența cu prima naștere a fost... Deși avem și la două priclicieni și... Am uși, <laughs> povestim tetică, că înțeleg vectorul discuției noastre astăzi. În premieră vorbesc cu un bărbat care are atâta experiență ca tine. Voi aveți câți copii astăzi? Trei. Mai vreți? Eu dacă cinstit mai vreau, da. <laughs> da. Mă uit după Ecaterina. Un deci... ea! Da, eu zic că liniștești. liniștești. mai baiete? Andrușa. E, da, da, da. Că, e greu și e, știi, eu bine mă duc la muncă, mai am un pic de socializare, mă văd, dar stă acasă, știi, și, deși, uite, e nu stă. E face. Mânșește, știi, îi place, deci omul a fost pentru asta, știi, cum are darul ăsta, deci trebuie să-l să-l să să-l dăruiești, știi, la oameni. Știi, dacă Eu am ai... să vă las vouă, celor care urmăriți acest podcast, mai jos în descriere. Am să vă las pagina a Ecaterinei, ca voi să vedeți ce frumuseți face ea cu mânuța ei. E tare bravă. Ați revenit acasă, în viața voastră a mai părut un bebeluș. Trăim într-o casă cu mai multe cupluri. Cum a evoluat viața voastră și la cât timp a apărut următorul copil? Taip, kūpila, adica, gerai, aš mažunsau kasą, tai ok, tot... dešė, anksčiau Ekaterinija, gimė kita perieke. Kolega. Kolega. Anteles, care... a... kad naštė Ekaterina, du, tada. Asta buvo aleto ridikamera mūsų, bet yra viena, jos, la, pirmieji etaškai, kurie trėja. Taip. Gerai, drauginiai mūsų. Jie gimė 3-4 mėnesius anksčiau nei mes. Taigi, aš jums pasakysiu. La noi parcă o a mutat cu acolo în casă și ei, știi? <laughs> unul după altul, eu nu, ce am făcut doi acolo. <laughs> cu sau vreun dista, vreun land de curiec ceva? <laughs> e, era tare interesant, știi? Doamne. De asta și spun că, uite, a fost interesant. Copiii s-au născut în casă și e toți și adică am unii, știi cum, oricum ne, ne întâlnim, ne vedem, toate că eu am rămas în casă și eu, mai eu trăiesc. De, -mă. Mm -hmm. de mă. rog, s dus. Care s au dus în altă parte, în altă parte. Da, da, dar... și să măresc familiile, nu puteți trăi toată viața da, împreună, asta, știi cum. Da, când am început de a să ne mulțăm, deja de -a am început da, să, de să ne separăm, că mă rog, cum, cum spui tu, nu, nu chiar, nu poți să stai, știi, că e... Și așa când îi șotează jos acolo la noi, avem un gardușan și punem, dacă nu, era încăpeț, trebuie să fugi de casa după. Erau la voi nebun. era ca la grădiniță, ca la creșă. Hai, da! Și vorbea, îi lăsa acolo într-un colț și... da bine, era interesant. Era fain că erau așa. copii, aveau comunicare unii cu alții. Da, mm -hmm. da. Deci cred că eu sunt bucuros că am trecut pe asta, mm -hmm. știi? Deși, cum iarăși, știi, zic mulți e, că nu-mi place să trăiesc cu mulți în casă, bine, știi? Da, așa e. Asta de, știi, noi să... Bine, timpul s-a mai schimbat, cred că, dar vin amuși și te să încearcă să... Dar înainte, când vine în 2011 ori în 2005, când vine în așa, așa trai eu, te să înțelegi. Bine, Andrei, dar și depinde de cum ți-o mers, știi? Cu vecinii de casă, cu oamenii cu care locuiești, pentru că cu câtă lume nu vorbesc la toți experiențele diferite. Și când îmi într-o casă unde se consumă sau se fac baluri peste baluri de astea urâte, da, da, da. tu nu poți să reziști cât de bun ai fi, cât de multe skill-uri de comunicare n-ai avea. Tu nu poți. Sau când tu trăiești cu oameni care se ocupă de o muncă ilegală sau ceva. Adică sunt cazuri și cazuri. În cazul vostru, într-adevăr, a fost un caz Norocos! Uite, v-ați făcut și prieteni și trăiesc ca o familie comună, unită, v-ați găsit unii pe alții și v-ați susținut unii pe alții. Da? Da, uite, asta și știi cum... De asta și îți spunem, știi, că capacitatea asta de a, de a te înțelege cu oamenii, știi, nu au adică, știi, sunt, mă rog, egoiști cu nasurile înflate, cu pământul de par de chișoare, dar iar, știi, am fost, adică ne-am acomodat, ne-am asta, a fost fain, adică am fost ca o într-adevăr, cum spui, ca o familie, știi? bine, că ia să spunem că de-am început să ne mai mulțim. Asta și de-am ne-am și putut câte o leacă... Cu nu pare să cuibu. Da, nu, că chiar ziceam că o să-i rupim noi ceva la cu costârcul ăsta. Știi cât timp a apărut a copil? Deci, a doilea a apărut în 2015. Deci, peste? 2014-2015. O, na? Da. Cu într-adevăr. A lucrat bine co cu costăr. Și că le a cu... pe acoperiș. Am, <laughs> de -am când ne-am ne dus iarăși de cunoaștere, am uitat, cu <laughs> stăteam în parcare la spital, în mașină, <laughs> auzi, dar eu stăteam lângă dânsa și eu auzăm toți să zicem, jemăturile și da, nu știi da, cum? Da. Nu, nu poți să le ții, că e durere. Adică, voi știți. <laughs> și eu <știam laughs> mm -hmm. și de am Că eu Vorbeam chiar cu Cătușa noi de și zic, zic, eu, eu zic, vrem tare să te ajut, dar, dar, dar te zic, cu și, te-am, te ajutat. Eu nu te-am ajutat. E bine, eu nu am spus cu ce, știi, I-am mm -hmm. până la urmă mm -hmm. îți vine la la înțeles chestia, dar eu, într-adevăr, vreau să o ajut tare, știi, și nu înțelegem și să fac, știi. Dar tu înțelegi că prezența ta atunci a fost atât de importantă. Pe asta mi-a spus și ești, dar deodată nu ne dădem seama, adică, știi, zic, ceva vrem să fac, știi, numai că sunt bine, știi, să nu... Noi, de exemplu, avem prieteni care uh, au născut în COVID și atunci chiar nu-ți permite sub nicio formă, chiar dacă ai bani, chiar dacă poți trăi și chiar dacă... Și atât femeile care au născut singuriele în timpul covid mm -hmm. fără nimeni, asta e foarte greu. Și prezența bărbatului, bun, în caz că nu ai soț, dar prezența mamei sau prietenii sau cuiva, asta e foarte important. Asta e atât de necesar să ai pe cineva alături, pentru că da, fizic omul și nu te poate ajuta. <laughs> da, chiar nu te poate ajuta. Nici medicii nu te pot ajuta. Tu, singurică cu tine și cu copilul tău. Dar prezența ca că eu ți-am după mine că eu pisa în două lapcam, una două lapcam de mână, una două îi spuneam, prinde mă te rog. Asta e, sunt momente da, simple, da, 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 da. care dar poate e însemnate, dar el tot spunea că se simțea neputincios și înțelegea că eu mă uit cum tu suferi și eu nu pot să fac nimic. E efectiv nimic. Bun, ați ajuns voi în parcare. <laughs> eu în echipă că v-ați gândit așa, din parcare până în spital câte minute, dacă trebuie să ajungem. Nu naștem și a doua în mașină. Eu am zis că nu mă duc acasă, spun și nu naștem. Da. nu, că... Dau, dau seama, știi, iar dacă apucă chestia și e cunoscut pe drum, e știi cum nu, zic că nu vreau să risc, știi? Mm -hmm. Bine, procesul la doilea copil, băiețel, a fost mult mai mare. Aici procesul s-a întâmplat ca tare naștere, repede, știi? Adică Cu însuși procesul Anastasia. de naștere. Da. Mm -hmm. so, la Arsenie, la Arsiușa a mm -hmm. fost foarte greu, deci procesul, până și au venit să-l vedem, mama mea, a fost foarte greu, tot așa. Stăteam în mașină și plecam în spital. Stăteam în mașină și plecam, iarăși, așa e și istorie. Ea n-a să nască, azi, să nască. -as. Asta până și Ecaterina s-a pierdut cunoștință drept în sala de recepție. A căzut jos. E, când am început a pe acolo și moldovnești, și în engleză, și cum și de... Și în dat așa, da, da, știu unul. Da, <laughs> eu am zis că... Da, ca să înțelegi, în camera de așteptare acolo ne-a dat voie să stăm o leacă. Dar o ochi, ochi și de cum ea, cum hurăiești, hurăiești, Și eu zic, zic, cum așa? Una doarme, dar una jeme, doamne ferește, știi? Și zic, și după asta s-a întâmplat asta și zic, am mai străcat și eu pe acolo Ai, bine, cred, o leacă. E bine, că nu s-a mai spărit de mine, dar o văd că e o leșinat. Da, asta deja... Aici, nu e bine. Într-o minută eu adus și ceai și pănică la toată Și doctor. Și doctor și, hai te rog, așa astea, astea, ia și după asta și pe proces. Da, o fost și aici eu de precluciene, știi? Da, dar mă, știi cum. Iarăși, eu am fost știi Și am fost alături, iarăși. Bine, eu am și vrut să fiu alături, știi? Adică n-am avut tendința cumva să scăp, știi, să te aduc și te lăs și răbd să șterg, știi? N-am treabă, știi? la trilea, am să-ți povestesc vă și am participat la naștere. Da, în, în mod direct. O, super! A schimbat în atitudinea ta față de femeia ta faptul că tu ai văzut tot procesul la voi, într-adevăr, ca odată în mașină, două ori leșinat pe jos și în, evident că nu în stare așa mai perfectă da, și ideală. Și a treia oară. Deci, a schimbat ceva în inima ta, în ochii tăi față de ea? Eu îmi dau seama și ai în vedere că de obicei știu că mulți bărbați își schimbă. Nici un grămâleț. Și nu numai mulți bărbați. Noi femeile, undeva în subconștient, avem chestia asta că dar dacă el n-a să mă mai iubească, dar dacă el a să uite la mine și n să mă mai, mai vrea, nu o să mă, nu știu, eu nu o să mai fiu frumoasă pentru el după tot ce am văzut. Pentru că tu singură nu știi cum ai să arăți în momentul ăsta. Tu nu știi nici stare trebuie să fii. Curiect. Tu nu știi nici măcar cum tu ai să te comporți. Eu atât de mult am vrut ca Alex să fie cu mine la naștere, dar când naștem eu îi strigam, ieși de aici. Ești de el spune, nu m-a lungat, dar eu deci n-a să înțelegi, <gângă> ne spădem, nu știu, pentru că mi automat ni s-a trezit o chestie că eu zic, du-te, du-te ca să mă vadă și gata, mă uit, adică acolo s-a terminat, știi? Uh -huh. De asta te întreb, scurioasă, dacă nu s o schimbat, nu clicuit într-un moment, stiu și știu ce te gândești, doamne, gospodi. Uite, eu... Deși Ecaterina nu cred că era să-mi să spui că știi, când ești un cuplu, știi, ai, vorbești cu vorba, și și cu ochii, știi, și da. cu mintea câteodată, așa, știi, prin... Telepatie. Da, da, da. Și eu am simțit că iar are nevoie, eu stău, știi? Mm. Nu pot să slămuresc, cum, deși am simțit că trebuie nu să nu stău, trebuie. dar eu nu și trebuie. așa, iarăși spun că am și vrut asta, știi? Mm. N-am vrut să o lăs, știi? N-am vrut să o lăs, că nu vreau să obișnuiesc alți bărbați, dar... <coughs> Bine, poate în procesul că stai acolo să vieți, tu nu trebuie, da? Dar alături trebuie să fii ca bărbat, știi? Mm -hmm. Adică, femeia ta naște. ăsta e copilașul tău, știi? Pentru că copiii nu se fac de unul singur. Da. Și da. respectiv și să-i întâlnim tot ar fi bine împreună. Da, asta bine, iarăși, e. Bine, iar e părerea mea, știi? Da, da, da. După stare, iarăși, sunt foarte mulți bărbați diferiți, caractere... De de cât știu cum spunea cineva din doctor că decât să oferim prim ajutor unui bărbat care efectiv nu nu poate el, e slab de fire. Da, și da, da, da. dar cu toate astea măcar să încerci. Pentru că eu sunt sigură că orice femeie adecvată, da, și care și iubește partenerul, văzând că el nu se simte bine, o să zică puile. Uite, ai fost până aici cu mine? Ești ok? du-te. Hai, du te da, și, da. Știi cum? Omul trebuie singur să decede pentru el. Nu poți să faci cu deasâla, că așa, trebuie să, iarăși să-l prelucrezi, dar de cele mai dese ori ar fi bine. Măcar o leacă, măcar de mânuță, măcar un pupșor, măcar ceva. Da, îmi dau seama, îmi dau uh -huh. seama că... Păi bine, asta și știi cum, iarăși, am simțit și am făcut toate. Super. Așa, și a venit și Saniot. băiatul vostru. Arsenie. De că doar. Arsenie. Arsenie. Da. Arsenii și iarăși când s-a născut el să râdea, în El avea... Adică să râdea, bine, că nu... Dar avea, deci pe față, știi, zâmbit așa, bine, că poate era nou născut și, mă rog, deci trebuie să dar oricum, știi, și amut tot timpul râde, știi, adică e foarte, foarte, foarte... El la noi, zicem, pricălistul familiei, el tot timpul... Să, să glumească, să asta e. Bine. Adică mulțumesc Domnului că au fost atât bine știi? Sigur că da, în luând în vedere faptul că la voi au fost și diagnozele astea și copiii nu veneau în familia voastră, eu sunt sigură că apariția lor pentru voi chiar era o minune întreagă pentru da, toată da. familia. Dar părinții, apropo de părinții voștri, părinții tăi, hai ei au fost alături de voi sau? Nu, ambii părinți, adică ambii socri, hai să spunem și părinții mei, erau la Moldova. Mm -hmm. la Moldova. Și mm -hmm. nu, nu i-ați avut alături? Nu, nu i-am avut. Că iarăși, pe parcurs, bine, după ce s-au născut toți copiii, Ecaterina, tăt, 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 a fost singurică. Ca să mă înțelegi, deci Adică din punctul de vedere a părinților, să vii mama ta, știi, un pic să asta, știi... Nu a fost... Așa s-a întâmplat, că nu a putut să vii, știi, adică să, să stai... Cum i vineu, eu, știi, adică vineu, noi, noi, no spitiei, uh -huh. dar așa, ca nu spitiei, știi. Bine, dar să vii mai mult timp. Da, da, da. Cinstit, eu a fost greu că am observat-o, știi, șamul un pic, mă rog, dacă nu au fost mici, îți dai seama, practic unul după altul, știi. Și nu dovedeai să ieși din... Mă scuz, da. 2014 și 2015. Da. Și nu dovedeai să... Repede. Și iarăși, niciodată nu mă deranja noaptea, nu mi știi, pe mine. Pentru că tu munceai. Da, niciodată. Tot timp sunt să scolat, tot timp mm. sunt să După aia eu mai vedem niște bine, că lucruri că... Să mai scola săra ca pe și mai trăjec timp o știi? Asta i a da eu dacă dormim, nu mai vedem tot, chiar și bine, m-a -am, -am străduit să susțin, știi? Da, la voi vezi că probabil ați repartizat absolut neînțelegându-vă aceste obligațiuni și tu erai cel care întreținea familia și ea știa asta. Că, dacă nu tu, atunci Da, ai, ai spus-o chiar, spus chiar, la țancă și într-adevăr, știi, nu ne-am înțeles că uite tu așa, tu așa, da. chiar s-a întâmplat Nu la... am verbal, da, cum ai da, spus da. Și tu, mintea, ochii. Da, 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 asta e. Da, și da. ea și-a asumat uh, rolul de mamă și de... Uh, cea care îngrijea căsuța voastră și te întâlnea cu mâncărică caldă și încerca să te protejeze pe tine pentru că dacă tu nu erai să dormi suficient, nici munca ta nu era calitativă, respectiv putea să sufere situația voastră financiară. Adică eu sunt sigur că acolo în spate... Da, <laughs> e o lănțușoră așa legat mm. unul, știi? Da, da, Și multă lume așa crede și multă lume o să regăsească în ce și spui tu și eu ce spun cu siguranță, pentru că așa astea sunt momentele și ele pe care noi tăs, odată mai devreme să mai tăzăm, le trăim și da, da, da. gândurile care... Și voi de singurei, ați rămas singurei și la casă, se mărea familia. Știți cât timp a apărut al treilea copil așa al vostru? 2017. Vai, 2 doi ani. Da, mm. 2017 și luna martie. <laughs> 2015 era octombrie. Spus, mm -hmm. a, apropo, Arsenie s-a născut exact de, de, ziua în care noi ne-am căsătorit. 30 octombrie și el s-a născut tot pe 30 de octombrie. B a făcut un cadou pe toată viața. Da, da. Mm a să a să -l să -l împreună, ca cum. Da. Da, a treilea, a tot s-a primit interesant, știi? Mai <laughs> aveți istorie tare interesante cu copii? Um, Răscază vă -te. Mm -hmm. Ca să înțelegi, bun, noi nu ne-am planificat câți copii să facem, cât um, să asta ia. a plecat la Moldova mm -hmm. și am o prieten care are stomatologie și mă adresez tot timp, când da. mă duc cu un coleg de clasă, știi. Deci, e că tine să-și facă treburile cu dințe, cu asta, și aveau de făcut o treabă, dar trebuie să-i pui niște anestezie? anestezie anti și antibiotic, așa ceva de genul. Mm -hmm. ca să nu mă încurc și era chestia că Шо анестезии, шо нешти антибиотики, шо кести антрашея, с он шепут с... Саби шава проблеми, шти, кэн о дат антибиотику иста, шти, шава аллергии, шти, о реакции, шти. О реакции Да, шы... Кэн са дусы дэй анализы, са вады кари треба, хоп, она гравид. А-а-а. Я какум, Окей. Și îți dai seama, ne tăți. eu, eu sunt făcut și antibiotici și eu primit așa niște, niște preparate mai sofisticate, mai asta. Mm -hmm. uh, îți dai seama, te gândești și, și -a se întâmplă acolo și -a se șeba, mm -hmm. mă sună pe mine și zici că drusha eu o Dar eu bucuros și greu. Yeah. Bucuros, <laughs> e săracă știi, și să facem, de genul, că, și să facem că eu avut... Uh, cu medicamentele este treaba, știi, și... Da, să nu afecteze fătul, să nu fie grav, oricum, asta e așa de... Da, da, știi cum, și mai ales că noi și mai avem <coughs> din, din mama cu doctorie și mai avem rode, știi, și uit, ei se uită o cu alt ochi, știi, opa, aici trebuie să... E ca da. să vă în Anglia și să-ți faceți analize diferite, știi, pe la urmă n-am făcut nicio analiză, că ei nici nu știu eu, știi, de chestia asta, știi. Eu așa am spus. Uite, n-am făcut cum? N-am făcut, adică n-am făcut ceva strașnic în lumea asta. Da. Și eu și tu, da? Ca să zicem, așa să ne, Dumnezeu să ne, să ne bată, știi, că să avem asta. Deși eu eram foarte încrezut că e tăt, așa și ceas. Adică nu, nu mă temem, știi? Mm. Păi și a ajuns timpul când Iedia m venit în coașe, am mai făcut niște scanuri, nu le-am spus aici la, la medici, nu le-am spus nimic de ce s-a întâmplat, știi? Uh -huh. Nu le-am spus nimic, deci am făcut tot ok, băiețel, sănioc, uh, uh, creștie, ginișor, că asta ia. aici, ultima naștere, a fost interesantă, de punct de vedere, că el a început în ultima perioadă să crească, știi? Da, uh -huh. el avea aproape sub 4 kg și doctorul zice că dacă trebuie să-i provocăm nașterea, că dacă nu, a să fie mare, de am tu știi, și trebuie tăiet, nevoie, știi, cezărieni. <coughs> și nou nu o programat, adică ne-am îmbrăcat frumos, avem data cu tare să ne ducem la naștere, știi? Aici a fost o leacă mai interesantă, adică, știi? Bine, până la urmă, după socotelul lui Ecaterina, ne-a provocat nașterea fix în data și când trebuie să nască, adică după termen, știi? Da, că se face totuși în termen, nu că... Da, 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 în sens că să nu stea mai mult de termen, pentru că s-ar putea copilul să fie prea mare. Da, pentru... că el în ultima perioadă crește în, kilogram kilogramaș, mm. și o da băietul de ghini ceva acolo, nu mm. știi? Și, și de genul Bagatări, este... cum s-ar zice. Da, da, da. Mm -hmm. Și ne-am dus frumos la naștere, s-a provocat nașterea, de am ști cum și de asta. Așteptam, asta e. În palată, pe un pat frumos, două fetițe, iarăși tinerele, și zici că am mulțumit tot. Zici că noi ne ducem să bem câte un ceai, că cam a se întâmplă în trei ore. <coughs> Dar înainte de asta, eu, lui Ecaterina i-a dat o minge, cred că cunoști, o minge rotundă da. și trebuie să sari ca mărebde să știi. Da, Catea ca să uită zici că nu, nici care trei ore. O lua minge și că nu știu, să sări pe sală. Ele nu au dovedit să iasă pe ușă și să și pun nașterea, sincer. <tiếp> Adică eu am auzit cum apele au făcut. E Caterina, că ni, nu, nici un fel de ceai bem pe urmă da. după și eu nasc. Fetele și ele așa de tare uh, s-au uimit, adică și-au în șoc, el nu s-a dat seama că la un moment dat s-a început nașterea uh -huh. și iar dacă eu eram alături, eu la un moment dat m-am m-am trezit în mână cu niște fași, cu niște chestii, știi? și, el și, și ele sunt pierduse, parcă, știi, așa, după cum am înțeles eu. Și am început și eu să țin și eu vă strag acolo, să asta. Și până la urmă eu am tăiet așa, știi? și mă nu te râd! Femeii ta născut în COVID, da? El nu a fost acolo. Ai fost? Ai fost?

<laughs> dar eu zic, nu, 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 mulțumesc, știi, eu sunt ok, dar pe urmă zic, și n-am încercat să văd că și... Da, e, da, știi, zic, să văd... E interesant, eu da. tot am încercat, dar uh, soția lui Ivano, Dica, când nu știe, mă sună pe mine de aici. Și mă sună și că, ui, nu dat nici gaz? Așa <laughs> <laughs> e <laughs> 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 Da, eu, o leac, zic, mai l-am și încercat. Da, zic. bine, asta e o o metodă de a liniști puțin în organismul și de a-i da un pic de respiro da, 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 cu ajutorul la masca asta de oxigen extra. Deși m-am trezit cu farșele mână că când s-a pornit nașterea, la un moment dat era tot ok, la un moment dat s-a stopat, știi? Îți dai seama că știi că nu trebuie să stopeze, știi? Adică trebuie Precesul. să, să e împingi tot până la urmă. Și deși și Ecaterina a pierdut să o leacă din putere și s-a oprit și ieși, știi? Și Bun, eram și eu alături și ai dragul tatei, doar să-i dăm că mai avem o leac, știi, mai avem mhm. o și după asta îți spun că fetele și ele tot nu s-au așteptat că și de rep de-a să dăm tăte, tăte, da, procesul și bine ne-am. -a, a dat farșel? Și da, era, spun că m-am trezut cu far și mână, nu înțelegem, bun, hai, până la urmă eu am tăiat uh, pupavina și hai să zic. Cordon ombilical. Și, aia, și da, cum da, a fost? Nu am nici o treabă, sincer. Adică, dacă nu ne-a fost greață, n-am, n, -am, n -am de este, știi? Adică eu, de, hai să zicem așa, m-am năstruit că asta e o chestie care, știi, trebuie de făcut, știi? Și mm -hmm. asta, știi? Mai ales că ați avut experiență unui copil care nu respira de la început, adică tu deja știai procesul, știai ce trebuie să întâmple pas după pas, unul după altul. Mm. Și desigur că nu mai cred că era un șoc pentru tine, deja. Eram, dacă simțit, chiar și eram pregătit și știi mm -hmm. să văd, și nu se întâmpla, adică că la prima naștere când cu Anastasia deam de vorbit, sunt cu Caterina, cu nevasta și eu văzut că eu spunem că tot ok, știi, dar eu observat că nu-i tot, știi, și... Uh, uh, iarăși vreau să dau exemplu că femeile au... Uh, <coughs> deci, uh, au o chestie, știi, de asta puternică în trânsele, care eu cred că noi bărbați uh, foarte... Uh, deci, o, o, avem noi, dar în alt fel, știi, dar... Că el, la, da, la un moment, da, el la moment dat, știi, s-au gândit cuvintele astea, că zic că, că și cum, Doamne, dacă ai hotărât să nu ei, știi? Uh -huh. Adică eu o să accept că ai făcut totul asta, știi? Uh -huh. Și eu după asta îi spun zic, uite, știi, dacă um, n-ai fost, uh, nu te ai spăriet, n-ai fost fricos, ai, mer ai mers tu înainte cu... Ai zis că... Știi cum te zici te duci în fața la tată și spune tată, dacă așa, înseamnă că, uite, eu o să răspund. Știi? Și tu cu părintele zici, uite el, știi, a venit cinstit și a spus, știi? Da, și în da. fața lui Bojoc, așa, știi, uh -huh. tot, dacă spui, știi, uite, uite, dacă faci, dacă e hotărât așa, înseamnă că eu o primesc, știi? Mm. Asta se întâmplă minunile și se întâmplă lucrurile frumoase, știi, care... Că nu noi oamenii putem tot să facem și să hotărâm, știi, da, adică că nu e noi că eu, că eu am făcut, că nu știu ce, știi. Noi nu avem nicio putere. Da. În sensul ăsta. Noi nu putem decide. Viața știe pentru noi mai bine sau cine acolo. Stă sus. Și de, de, de asta spun, știi, că mă uimește, da, deci, uite, au femeile o chestie, știi, care e tot puternic, care e un, așa, un știi, un fulger jardist, știi, care îl bate, știi, și cu tolc și concret. Da, asta e, cred că... Bine, că, iară, având rude, am o mătuș pediatru de mulți ani, știi, uh -huh. și ei ne au spus după aia că vorbim, știi, și au spus că, bine, un copil care se naște în condiții de afară, asta și e și normal să se întâmple, că el să nu respire, știi? Adică, deci, da... Antura, am, anturajul. Deci, deși toți copiii când se nasc, doar să, nu, ei, se nasc în încăperi, sub supraveghere, sub asta, dar ei s-au născut, că ți dai seama, la mașină și erau atât deschis ușile. Acolo mm. era luna mai, dar era ora două de noapte și ți-aș spune că era, răcoare. era răcoare, destul de răcoare. Da, sigur, da. Și, și acolo tot cu elea goală era, e tot așa, tot, mă rog, știi? Și probabil organismul face un fel de mecanism de apărare, da? Ca și cum da. să se protejeze. Da, da, da. Adică mm -hmm. este o chestie care, bine, eu vezi că când ți-l amărește cineva specialist în domeniu, da. de-aia mă înțelege, și tot alt știi? Dar iarăși, o fi fost o încercare pentru noi, o fi fost ceva ca să trecem pentru asta, deși chiar îi mulțumesc. Da, pentru că a fost ceva interesant, adică din punct de vedere de să retrăim, știi? Că v da, noi... asta pe voi ca cuplu? Da, da, adică eu nici nu eram tare dezunit, adică, știi, eram... Eu sunt tare devotat pentru familie, știi? Adică, odată, bine, că în am fost un pic alt fel, deși verișoarele mele și că tot nu te mai însori, mai îndrușa, nu știu ce, știi? <laughs> Da, uite, s -a schimbat, știi, s-a schimbat. Odată și am, am, trecut la familie, eu de -am, Deși, bun, recunosc și am femeile și vin, îmi plac și până în ziua de azi. Da, păi, da, nu pot să... Dar eu, faci. eu știi cum le admir. Păi, da. Deci, pentru asta mi dat, a fost așa creați, că fără voi, unii ați la televizor, adică la... Animal Planet, da. de exemplu. Ar fi o variantă, <laughs> acolo nu sunt oameni. <laughs> Prin asta ne complectăm, adică, da. știi, frumusețea voastră și și să prindem noi, da, și mm. să prindem noi, asta ne dă, știi cum, ne dă fucșorul și ala, știi, de, de viață și de tot. Super, eu nici n-am putut să mă gândesc, noi, azi, să ajungem în așa subiecte și eu tare îți mulțumesc pentru deschiderea ta asta. E înseamnă foarte mult pentru mine și eu cred că pentru o bună parte din bărbați și femei care o să ascult și despre și tu povestit. Um, voi sunteți o familie bine întemeiată, frumoasă, mare, numeroasă. Um, ce îți lipsește acum? Deci, uite, nu lipsește, dar încep să... Uite, au fost chestiile astea, copiii sunt născut, au mai fost mici, asta ia, știi? Acum, cum s ar zice, încerc să investesc în mine. Înțelegi? Asta cred că nu că mi e lipsit, dar cum a mai spus cineva, că nu-i dat tot omul, de exemplu, la 22 de ani, la 23 de ani să fie bogat. El poate să ajungă la 65, la 70. Cum și unul care nu are importanță. Deci, știi cum, Uite, eu la 40 de ani acum, univers, universitet mă duc. Ești student. Da. Vreau să investesc în mine, știi? Super. Deci, ceva să. Că atâta timp cât noi dăm de la noi, rămâne gol, știi, dar trebuie pentru tine ceva și să acolo, știi? Adică, in, in, na, fiecare, fiecare și împlie locul ăsta diferit unul îți duci și unul îl gătuiește muzică, deci știi cum... Și bine, că știi, la o vârstă... Eu zic am 40 de ani, dar dacă sincer... Nu mai aud cifra asta și parcă e mult, știi, uh -huh. parcă, parcă, știi, dar până la urmă eu sunt tot îndruș așa știi, care uh -huh. mi a plăcut. E... Femeile și vinul. Da. <laughs> și mai multe activități acolo, știi, că am încercat în viață multe chestii, și, și cu sportul, și, și așa, și așa, știi, și iarăși am ajuns, cred că mult, că de-am pun o leacă la capăt și pun, știi, o stop asta trebuie să fac, A să o fac, trebuie să o fac, știi, că na, am început, cum să mai spuneam, Academie și m-am dus la Italia pentru pentru -o, o viață mai frumoasă, ca da? și cum, știi, dar și-a lăsat-o și de bine că am venit înapoi și am mai făcut facultate, dar, dar mă, e interesant. Cum îți spuneam când am venit, știi, eu dacă mă stopuresc, așa știi cum să zici, uh -huh. apoi de mă să știi, cu vorba și scloșești, știi, da. de așa, am uși, vin de la muncă, aha, trebuie să mă duc la universitate, fug acolo. După asta, stai că eu, până la universitate, de mă duc cu Anastasie la pian. Uh -huh. mă duc la Alex, la pian. și ei la asta, deși asta e ca Da, din... tu întotdeauna ești la timp, întotdeauna Anastasia este eleva lui Sanduș. Voi veniți? Nu, asta e tare fain pentru că tata... Eu, de exemplu, mă uit dintr-o parte și admir așa bărbați ca tine, pentru că la mine cu de exemplu, a lucrat toată viața el nu a avut timp, el nici măcar nu știe unde noi învățăm. Adică el știe că noi avem pe mamă și el până ziua de azi. Deci, tot și sunteți voi azi, tot e datorită lui mamă. Eu, eu am lucrat, eu am făcut bani, știi? Dar uneori era important ca să ne duc tata la cerc și de dans, la lecția și de adăugător. <laughs> și tu ești tatăl cel care te străduiești în pofida faptului că și muncești. Acum și înveți încă ești student să petreci acel timp cu copiii tăi, cum ai spus și tu una, două, trei duminici. Da, da, deci eu de regulă nu lucrez la weekend, adică știi, cum, bine, câteodată, în special duminică, nu, știi? Da. Sâmbătă, azi am fost un pic, de exemplu, da? Da, am avut cazuri când mă sculam dimineața, de -am, eram tot îmbrăcat frumos și Anastasie, când era mică, spunea pe scări și zice că tati, te duci la lucru. Îți dai seama, mă uitam la dânsa, <coughs> mă dezbrăcam înapoi și rămânem acasă. Numai faptul că e pur și simplu ochișorii și când se uitau că eu plec, știi, parcă nu mă simțeam bine, deci e o zi de lucru pierdut. Nu are treabă, știi, și așa să faci, mm să faci nimic. O să de paun atenția copilului și timp cu copilul, da? Da. Știi, Pui raport și înțelegi. Da, dintre care, adică, de unii și îi mulțumesc și lui Caterina, știi, că știi cum ne completăm unul pe altul, adică și de, deci dragoste față de familie tot, adică știi, îmi dă și să zicem să zicem puterea asta de a de a, de a, de a hotărâși, știi, ca de genul ăsta, uite, nu mă duc azi la lucru, știi, Bă, nu mă duc azi la lucru, stau, vreau, stau cu voi, știi, uite asta, ori nu fac așa, vreau cu voi să petrec timpul, știi, adică iarăși, eu, eu sucot că nu poți zici niciodată eu, de atâta timp cât ești căsătorit și ai familie. Eu, eu astăzi doi. Da. Eu astăzi doi. Adică, de la -până, în special, de la început, da. Mă rog, pe apare copii, familie mai mare, dar eu astăzi doi. Da, dar vezi că oricum ai ajuns în punctul în care uh, ai înțeles că acum trebuie și un pic de timp să-ți acorzi Asta, -i, asta -i da. e, foarte, asta e egoism sănătos, foarte sănătos și noi toți trebuie să înțelegem că noi suntem centrul universului nostru. Eu asta spun întotdeauna. Noi avem familii, noi avem copii, dar noi suntem. Pentru că noi ne naștem și murim singuri. Da. Și asta trebuie să ținem minte întotdeauna, știi? Că până la urmă, eu, de exemplu, odată cu apariția copiilor am înțeles că ei într-o ducă. Ei într-o ducă de la noi și eu vreau să investesc mai mult în relația mea cu partenerul meu, de exemplu. Pentru că eu cu... El să rămâi cu mine la bătrâneț, el lasă cum zici tata meu, să ne roastă Corect, corect, Ai, doamne, și... Uh, până la urmă mă dezvolt eu pentru mine. Eu fac ce fac, dar pentru mine. Și după asta pentru dânșii. Și atunci sunt simți împlinit, pentru că există acel echilibru, știi, între a da și a primi. Corect, asta e și treaba, știi. Deși noi câteodată nu înțelegem asta. Eu, eu personal nu înțelegem, deși eu am ajuns că nu vreau nici, parcă știi, nu, nu asta e. Dar iarăși, e că vezi, începe a da, da, da de la tine și nu, nu, te, nu te încași bateria asta, nu ți-o încași. Și tu rămâi, ne-am parcă... Păi da, e ca la telefon. Asta. Telefonul da. nostru se descarcă și dacă noi n-am să-l punem la încărcat, el nu se funcționează. Da, da. E același mecanism, același organism care are nevoie de reîncărcare. Um, ca o întrebare de final. Um, ce înseamnă pentru tine acasă? Și unde e acasă? Da, interesant. Întrebare. Bine, cum ți-am mai spus, că nu ne înfrumusează pe noi locurile. Noi înfrumusețăm, adică locurile, tot ce ne înconjoară. Dar, bine că am, am așa un cuget de casă, știi, este. Dar, iarăși, este să zicem nastroiul ăsta, da? Uh -huh. Până când, uite, aici activăm familie, copilaș, la școală, tot, 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 tot asta e. Deci, de regulă, eu nu mă gândesc așa cu mult cu mulți pași înainte, știi? Eu, când o să ajung atunci, uite, când o să închid... Rang pe inimă, te vreau acasă, pe prisp, stau, știi, și asta. Atunci să mă gândesc cum să fac, știi. Mm. Duc dorul de casă. Duc acasă dorul. pentru tine tot și în Moldova. Da. Mm. E Moldova, mm. da, duc dorul că, uite, mm -hmm. sincer să-ți spun, din 2018, de când copiii un pic mai crescut, care nu era încă, dar eu cu Ecaterina Până în momentul dat, dacă sincer spun, practic n-am fost la odihnă nicăieri, în afară de acasă. Mm -hmm. Eu de timpul mă gândesc că eu mă, mă duc acum să-mi văd părinții, rudele, să-i văd toți care ne-s dragi oamenii, Fakčiau, kad jinie. As, jau mašinai bėga po pabėlę, aš kubavau, aš pirmas, nedušiu šas kalatorim, štai, kum sargyšiu, štai. As, penikas, nedušiu, morkum, kopijai, smarekum, madėmas, aš vrius, ne nedušiu, mes nedušiu. Jau defielum jau, etariu, jau beskalatorės, ekonomikų mašina. Mm -hmm. Noi plecăm acasă tot timp cu mașina. Adică, da? Da. Ia și bravo da. sunt sunteți. Tot cu... Și uite, trecem pe un oraș, ne mai rătășim, ne mai asta, mai vedem. Vă videm. opriți, mai faceți stopuri din astea stopuri. neplanificate. Da, da. Ne oprim, chiar dormim. Unii ne mirim, adică în sens că în și țară, în și oraș. E interesant. Atât și că cât și lui Caterina îi place, știi. Mulți zic că iau-te trei ori. Mini-proces și ala de mă duci la aeroport, mai ales că n-ai bilet dimineață și duci cu coptilașii și te trezești din somn, știi? da, și te-ai dus. Te pornești când vrei tu, în ca ta, tatea ești azat, te duci în șeteșor. Bine, iarăși asta depinde de om. Nu fiecare poate să duc și da. sunt copii care nu rezistă. Și nu fiecare are mașină. Și da. ei bine, o mare parte, știi, deși uite șamuia care-i treabă că

4-5 luni înainte ne-am dus, am, am făcut, da, pentru pașapoarte noi, uite, în, cu o săptămână înainte de zbor, a venit pașaportul um, a meu. <laughs> al nu vine. Bine, zic, aștept tot zic, dacă sunt împreună în fost, trebuie să vie. Și vorbești, trei zile nu-i necă. Mm -hmm. nu e asta ea. Eu dimineața mă duc acolo la ambasadă, întreb, trebuie să ne arată că e venit pașaportul. Da, a, dar eu am bifat pentru așa că s ne-l trimat prin poștă, știi? Da, da. Am luat toate poștele și alea prin centru, am întrebat, dar ei zic, noi, mă rog, nu le ținem în arhivă, noi și nu... Caro, ce sprinec pe plicul ăsta nu era așa, nu se vedea bine informația și le trimat înapoi, adică el putea să ajung și la București. Și cum s-ar zice, pe 4 august, noi Ioc. Wow. a rămas, nu ne-am dus nicăiurea, mm -hmm. dar avem tot biletele, știi, tot astea. Și iarăși, eu am zis că dacă așa s-a întâmplat un șahmat de ista, înseamnă că e, nu era cazul să duc. Mașina, da. ne ducem ori cu mașina, ori, să, da, ori nu ne ducem amul. Și am primit toate lucruri. Bine, părinți sunt tare, sunt so o spirat, îți dai seama, bunii, s-au gătit, știi cum la noi, care cu bazimi, care cu săpa grădinile, care cu... Asta e și... Da, n-am fost. Vara asta tot n-am fost. Da, acasă. Da, n-am fost acasă, că eu am și proces cu universitate, cu asta și zic, știi cum, dați mă cu una și asta e. O să vă păi... Ia am și vacanța de toamnă. Da,